Doamnelor și domnilor, sunt convins că invitata mea următoare, invitata noastră, va fi o femeie frumoasă la orice vârstă. Eu abia aștept să îmbătrânească peste vreo 40 de ani și să-mi dați dreptate că este o femeie frumoasă, dincolo de faptul că e și talentată și are o carieră strălucită de până acum. Atât de interpret, dar și de profesor. Sigur, și... da. Nu mai moașă comunală n-am fost, dar mă fac. Muzica e viața ta, Viorela? Da, muzica este viața mea. Pentru ea m-am născut și cred că cineva a hotărât așa ca eu să fac asta pe lumea asta. Și mai ales să și ajut. Ajut oamenii în situații dificile și ajut muzical. Îi iau de mititei, îi cresc, cred în talentul lor pentru că am așa un flair și îmi dau repede seama cu cine am de-a face. Și, cum să spun, mi-aș oferi și sufletul dacă s-ar putea, dar cred că mi-l ofer deja prin piesele pe care le cânt. Le fac toate cu drag. Nimic nu mi se pare greu. Și mai e ceva. Am întotdeauna sentimentul că viața mea începe în fiecare dimineață. Nu mă culc pe niciun laur mai de la alteri, mai de la alteri. Deci viața mea începe de la fiecare dimineață, de la zero. Atunci mă nasc. Și trebuie să fac ceva în ziua aia, memorabil. Ceva care să, nu știu, să lase o dâră mititică a trecerii mele pe aici. Hai să încheiem această seară exact cum vrei să-ți începi ziua de mâine. Memorabil. Ne cântă Viorela Filip. Da, am să cânt întâi o piesă care are piesă internațională cu versurile mele și memorabil. Hai să vedem. Memorabil. Viorela Filip. Cine-ar fi crezut că într-o bună zi ca acum voi iubi? Dar ai apărut, te-a trimis o stea să-mi aduci dragostea. Cine-ar fi crezut că într-o bună zi ca acum voi iubi? Dar ai apărut, te-a trimis o stea să-mi aduci dragostea. Mai am și-acum în părul meu parfum de tei, parfum de trandafiri. Când cu-n sărut a început povestea-n doi a unei mari iubiri. M-ai strâns la piept ca să-mi șoptești, iubita mea, cât de frumoasă ești. Și de atunci mereu mi-aduci și flori de tei, și flori de trandafiri. Zile lungi de dor, cu nestins fior, de atunci noi trăim. Anii au trecut, dar ca la început și acum ne iubim. Zile lungi de dor, cu nestins fior, de atunci noi trăim. Anii au trecut, dar ca la început și acum ne iubim. Mai am și-acum în părul meu parfum de tei, parfum de trandafiri. Când cu-n sărut a început povestea-n doi a unei mari iubiri. La piept ca să-mi șoptești, iubita mea, cât de frumoasă ești. Și de atunci mereu mi-aduci și flori de tei, și flori de trandafiri. Viorela Filip, îi mulțumesc din tot sufletul. Privirea asta senină în care regăsesc doi ochi albaștri care privesc până în adâncul sufletului meu. Foarte mult. Și sper că și în sufletul adânc al dumneavoastră sau adânc în sufletele dumneavoastră. Și îmi face plăcere să cânt pentru oameni. N-am cântat niciodată numai pentru bani. Am cântat întâi pentru suflete, pentru oameni. Și am ajutat la fel, ca să fac bine și să dorm liniștită seara. Pentru că asta este cartea de vizită a Viorelei Filip. Îți mulțumesc din suflet. Și eu mulțumesc foarte mult și mă bucur că aici sunt chiar acasă. Așa este. Deci casa mea e la două stații mai încolo, dar aici sunt acasă. Mulțumesc din suflet. Vă promit că ne vom revedea curând cu Viorela Filip.